Președinta Partidului Acțiunii și Solidaritate, Maia susține că la ora actuală, fără voturile Partidului Democrat, demiterea actuală guvern și instituirea unui nou executiv este imposibilă. Întrebarea este foarte complicată. Dacă ar fi foarte simplu din actuala componență a Parlamentului să putem deni cu un guvern bun, atunci lucrurile s-ar rezolva mult mai repede. În primul rând, prima întrebare este către Partidul Democrat, care, pentru un moment sprijină acest guvern. Fără ei, matematică nu funcționează, a declarat Maia Totodată aceasta afirmă că în situația de criză, fără a avea asigurări că o eventuală demisie actualului executiv Va fi precedată de investirea unui nou cabinet de ministri care ar fi pro-european și capabil să gestioneze situația. Votarea unei moțiuni ar fi imposibilă, pentru că nu poți lăsa țara fără un guvern. Totodată, Lidera Pas a remarcat că criza economică poate sună o chestie abstractă, dar, la modul practic, asta înseamnă că oamenii care vor rămâne fără locuri de muncă, fără venituri, asta înseamnă venituri la buget mult mai puține. Înainte să demiți un guvern, trebuie să te asiguri că poți numi un guvern pro-european, să ia măsuri potrivite, să aibă credibilitate în fața partenerilor europeni și să aduci mai mulți bani, a declarat fostul premier.